cel în care vom folosi imagini în mișcare pentru a ne inspira în dans. Și un exercițiu pe care îl fac foarte des și îmi place mult pentru că explorăm toate sau mai multe niveluri în care putem să ne mișcăm, este un exercițiu inspirat din lumea animalelor. Și este foarte, foarte simplu. Luăm trei animale care se deplasează într-un mod foarte, foarte diferit și ne jucăm cu fiecare în parte. Începem de la sol. Și primul animal cu care vreau să mă joc este șarpele. Și vă invit și pe voi să vă bucurați de podea și să vă imaginați că sunteți un șerpișor care își caută un traseu prin cameră. Sau putem încerca să fim și niște șopârlițe care din nou se plimbă și găsesc un fel de a se deplasa în spațiu. Cel al pisicilor sau al cățeilor. Fiecare copil poate să aleagă ce îi place mai mult. Și găsim un mic dans și un fel de a ne deplasa ca niște căței sau ca niște pisici. Minunat! Și acum, din când în când, eu o să spun un tip de animal și o să încercăm cu tot corpul nostru să găsim o deplasare a acestui animal. Și o să începe cu un mers de pisică. Și pisica. Și șopârlă. Și pasăre.